stimați colegi, reprezentanți mass-media, la moment sunt prezenți 26 de consilieri în sală, care respectiv și s-au înregistrat în listă. Însă, înainte de a vorbi nemijlocit la subiectul de ordine de zi, cu permisiunea dumneavoastră, cum a fost făcut și la ședința anterioară, în primul rând aș dori să o felicit pe colega noastră, doamna Larisa Cătrinici, cu ocazia zilei de naștere care a avut loc pe data de 5 martie. Doamna Larisa! Potrivit regulilor de etichetă, îmi adresez și doamna ministru cu toată plecăciunea și respectul față de dumneavoastră. La mulți ani! Totodată, stimați colegi, dați să nu uităm totuși că ieri a fost una dintre cele mai frumoase sărbători care pot fi în an, o sărbătoare care nu că ne permite nouă bărbaților, dar ne obligă să fim un pic mai buni, să fim un pic mai prudenți, unii colegi să se berberească, alții să fie un pic mai romantici, de aceea eu exprim felicitările din partea întregului corp bărbătesc din cadrul Consiliului față de toate doamnele, inclusiv din cadrul Consiliului, inclusiv din cadrul Executivului, stimate doamne din mass media și tuturor doamnelor la mulți ani, să aveți parte de dragoste, fericire, iubire și atenție bărbătească, fiindcă asta este menirea voastră, să ne puneți pe noi să fim mai buni. Dacă permiteți, eu să încep de la doamna Muspan, care are nenorocul să ne fie secretar pe parcursul acestei ședințe îndelungată. Doamna Alexandra.